Radio România Internațional. Bun găsit, emitem de la București, eu sunt Rareș Cristea și aici începe o nouă ediție a programului. În prim plan România. În prim plan România. Radio România Internațional, cu noi acum doamna Iosefina Blajani Bato, lector de limba română la Universitatea de Limbi Străine din Baku, Azerbaijan. Să rămână, doamna, vă mulțumesc că ați acceptat invitația postului nostru de radio. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație și bine am regăsit ascultătorii dumneavoastră. Principalul motiv pentru care vă sun este conferința internațională organizată cu ocazia Zilei Culturii Române și despre care vă rog să îmi povestiți ce a însemnat acest eveniment. Dați-ne detalii, vă rugăm. Am vrut de data aceasta să fie ceva diferit aici în Azerbaijan. Am avut în ceilalți 2 ani, de când sunt eu aici, o expoziție organizată de Ambasada României în Azerbaijan. Anul trecut s-a organizat un eveniment în cadrul unui liceu de aici, din Baku, iar de data aceasta domnul ambasador a propus un eveniment în cadrul facultății unde sunt eu lector. Din 2018 conduc Centrul de Limbă și Cultură Română din Baku și bănuiesc că domnia sa a considerat că este oportun să vorbim nu doar studenților, ci și un public mai larg despre ceea ce înseamnă cultura română. Prin urmare, am organizat acest eveniment care a avut mai multe etape și care s-a concretizat în ziua de 13 ianuarie cu această conferință internațională numită România Cultural Identity. Ce altfel de evenimente ați mai organizat de când sunteți acolo sau ce aveți în plan în perioada următoare? Activitatea centrului pe care eu o conduc are mai multe nivele, ca să spun așa. Pe lângă faptul că predau limba română la studenții de la relații internaționale din cadrul universității, mă preocupă să răspândesc ceea ce presupune cultura și civilizația română către un public mai larg de aici, din Azerbaijan. Oamenii de aici sunt destul de interesați de ceea ce înseamnă România și atunci când vine vorba despre România, se simt cumva foarte apropiați de noi. Asta și din cauza faptului că, din punct de vedere istoric, am fost foarte repede alături de ei. Am fost a doua țară care a recunoscut Azerbaijanul ca și republică. Prin urmare, atunci când vorbim despre România, imaginea lor este una plăcută despre noi și despre ceea ce reprezintă identitatea noastră în ceea ce privește relațiile cu ei. Aveți ceva evenimente pe agenda anul acesta? Da, sigur că da. Evenimentele sunt grupate în ceea ce privește centrul pe cele 2 semestre. Tocmai am finalizat cu această conferință primul semestru. Iar în ceea ce privește acest al doilea semestru universitar, sunt atât evenimente care privesc doar studenții din cadrul universității, cât și evenimente care privesc un public mai larg și aceste evenimente sunt de obicei organizate împreună cu Ambasada României din Azerbaijan. Tocmai am vorbit astăzi cu consilierul cultural al ambasadei și se preconizează un eveniment care să celebreze mărțișorul în 2 martie, precum și un eveniment dedicat francofoniei, unde întotdeauna România a fost prezentă cu cel puțin 2 evenimente. La fel va fi și în acest an, aceste 2 evenimente majore, dar pe lângă aceste evenimente, în cadrul centrului, organizez cel puțin 2 tipuri de prelegeri despre cultura și civilizația română și activități extraculturale pentru studenții mei. Care ar fi profilul studentului care vine să afle despre România și mai ales să învețe limba română? Nu este neapărat o alegere, ca să spun așa. Da, este o alegere, pentru că aici sistemul de intrare la facultate este un sistem centralizat pe baza unor opțiuni clar definite și pe baza punctajului pe care îl au în urma unor examene. Prin urmare, studenții aleg această facultate, relații internaționale și management, urmând ca apoi să-și aleagă și specializarea. Cazul meu este studii sud-est europene și din cauza faptului că ei au ales studii sud-est europene, sunt beneficiarii limbii române ca și limbă a doua de studiu după engleză. Cum li se pare limba română? Cred că nu pot să răspund la întrebarea aceasta,
pentru că nici nu știu dacă li se pare greu sau nu, e total diferită din punct de vedere structural de limba azeră, dar nu cred că ei o simt foarte dificile din cauza modului în care abordez predarea și din cauza modului în care mă raportez eu la ei. Faptul că facem atâtea activități împreună, atât extracurriculare cât și partea de evenimente culturale la care ei vin, fac ca această prezență a mea în mijlocul lor și a lor cu mine să fie una extrem de plăcută pentru ambele părți. Așa că nu pot să spun că învață greu sau nu. Numărul de ore este alocat ca și cum ar fi o disciplină de limba a doua, deci nu este limba principală. Prin urmare, numărul de ore este mai mic. Din această cauză, progresul nu poate fi unul spectaculos, cum este la noi în România, unde atunci când fac un an pregătitor, studenții străini la finalul anului deja reușesc să vorbească foarte bine românește. Noi vom ajunge la un nivel de A2 spre B1 abia la finalul studiilor, din cauza numărului de ore alocate. Spuneți că oamenii acolo sunt interesați de noi. Ce am avea în comun cu ei, din câte ați observat până acum? Ce ne aseamănă cu cei de acolo? Unele obiceiuri. Ne aseamănă faptul că există cuvinte comune în limbă, prin faptul că avem și noi neologisme sau rusești sau turcisme. Ne aseamănă într-un fel și modul de a ne trăi viața, cred. Așa simt eu. Nu știu acum foarte bine să vă răspund la întrebare, dar nu simt că nu mă pot integra sau nu am avut deloc senzația aceasta, ci pur și simplu a venit natural. Și dacă a venit natural, răspunsul meu este avem destul de multe elemente comune ca să nu simt segregarea de România. Ce ar fi diferit atunci? Ce am putea învăța noi de la ei sau ce am putea să învățăm noi pe ei? Diferită este percepția timpului, extrem de diferită. Eu vin din media și dintr-un oraș german, iar pentru mine ora fixă înseamnă oră fixă. Aici percep timpul într-un fel moromețian, ca să spun așa. Timpul cu ei are răbdare. Prin urmare, atunci când vorbești despre întâlnirea la o oră, ții în calcul faptul că poate să fie mult mai mult timp la dispoziție până ajungi să te întâlnești propriu-zis. Dar nu este un lucru rău, ci doar o stare de a fi. Prin urmare, dacă te adaptezi la această stare, lucrurile sunt în regulă. Și mie chiar îmi place faptul că ei percep într-un fel timpul altfel. E o mai mare libertate, o mai puțină lipsă de îngrădire la nivel mental, zic eu. Așa o simt. Doamna, eu vă mulțumesc pentru intervenția de astăzi și vă dorim succes acolo. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru interviu. A fost alături de noi doamna Iosefina Blajani-Bato, lector de limba română la Universitatea de Limbi Străine din Baku, Azerbaidjan. În prim plan România. În prim plan România.